Salutare fetelor, doamnelor și domnișoarelor! Pungi sub ochi, culoare albăstrie sau maronie, riduri, astăzi vom vorbi despre ciarcăne și anume care este cauza lor de apariție, cum putem să le tratăm sau să evităm agravarea acestora și, în sfârșit, câteva sfaturi de produsele cosmetice care eu le folosesc. Așadar, care este cauza apariției acestora? În primul rând, fiecare persoană este diferită și unică și de aceea cauza poate fi diferită și unică la fiecare persoană. Dar totuși, eu aș împărți cauzele în trei categorii și anume, prima cauză ar fi ereditară. Deci dacă mama voastră sau dacă tăticul vostru a avut pungi sub ochi sau riduri bine pronunțate, fetelor cu părere, vreau să vă dezamăgesc, puteți să eridați și voi această problemă cu ciarcănile în jurul ochi. A doua cauză este totuși modul nostru de viață. Lipsa somnului, hidratarea insuficientă, modul nostru de alimentație, acestea toate joacă asupra apariției și cauza apariției acestor ciarcăni. A treia cauză poate fi utilizarea produselor cosmetice neadaptate, adică produsele care nu corespunde tenului dumneavoastră, care nu corespunde pielii și machiajul etc. Așadar, care sunt tipurile de ciarcăni care le putem avea? Deci, care tip de ciarcăni vom avea, același tratament putem să adaptăm. În primul rând este apariția pungilor. Pungile în general sunt două tipuri, nu trebuie să confundăm pungile care în general le avem dimineața, care la majoritatea persoanelor noi ne sculăm dimineața, avem niște ochi foarte frumoși și suntem foarte bucuroși. Nu, glumesc. Deci pungile dimineața în general ele dispar după o oră, două și aici putem veni cu careva produse naturale sau cu rutină care ameliorează dispariția acestora, și anume cu bulețele, cu pe bază de ceai verde sau cu bulețele de aloe vera cu castravete. Aici vă dau un video care vă dau receta cum puteți faceți. Sau diferite masaje de aplicare pentru a favoriza circulația și de decongestiona această regiune a pielii. Și sunt pungile sub ochi care este cauzat de procesul de îmbătrânire. Și anume, procesul de îmbătrânire are loc, elasticitatea pielii își pierde, pleoapele câteodată cad în jos și deci grăsimea care este în regiunea ochilor, ea formează aceste pungi. Aici, cu părere de rău, trebuie de văzut un dermatolog și câteodată chiar și intervenție chirurgicală în funcțiune de avansarea lor. Culoarea albastră sau maronie. Culoarea albastră este foarte deseori o vedem la doamne sau domnișoare. În general ea este mai mult se vede dimineața, deoarece pielea în jurul ochilor este foarte subțire, avem multe vase sanguine și transparența acestei porțiuni a pielei vă da o culoare mai bine pronunțată și în general dimineața. Aici iarăși putem face unele trucuri naturale ca cafeina care va favoriza circulația sanguină și va ameliora regiunea acestei pieli. Și culoarea maronie. Deseori vedem culoarea maronie este o pigmentare și anume melanina care este în piele este mai bine pronunțată și cauzează aceste culoare maronii în jurul ochilor. Aici putem veni cu diferite creme antipigmentare cu care va ilumina această zonă sau cu diferite produse, dar și protecția solară. Deci care sunt produsele care eu le folosesc și care aș pune eu rutina mea de îngrijire a conturul ochilor? În primul rând dimineața mă scol și eu un cubuleț de gheață de gel de aloe vera cu castravete care va favoriza hidratarea, îl aplic în jurul ochilor și îl lăs să penetreze. În general, în timpul acesta beau cafea, iau micul dejun, mă pregătesc, în timpul acesta are loc decongestionarea. Apoi fac iarăși rutina mea cotidiană cu produsele cosmetice și anume, în primul rând, hidratez pielea. Dimineața hidratez cu acid, cu serul acidul hialuronic pe toată fața și de asemenea și în jurul ochilor. Apoi aplic o cremă de zi care are efectul hidratant. Este o cremă hidratantă de la o firmă din provincia și anume pun cât putem spune. Punem în general un grăuncior
de orez în jurul ochilor. Așadar, vom aplica în trei părți a ochilor, în partea, în colț, la mijloc și în interiorul ochilor. Vom aplica încetişor crema, tapotând în jurul ochilor și leger clipi pleoapa de sus. În felul acesta facem așa ca crema să penetreze încetişor în jurul ochilor și masând puțin, leger, fără ca să facem mișcări foarte bruște, să deteriorăm această regiune a pielii foarte fragedă. După aceea aplic crema de zi, iarăși deja crema, conturul ochilor a fost aplicată și aplic crema de zi pe toată suprafața pielii. Produsul care eu acum l-am descoperit este un produs de CC crem de la Herborian, care are un efect 3-1, și anume, este un iluminator, hidratează pielea și camuflează această regiune. Este o cremă care are două nuanțe. Eu am luat nuanța clară și are protecție SPF pentru în jurul ochilor. Este o cremă, cum am spus, care camuflează, hidratează și iluminează. Ea este de culoare, în general este de culoare albă, parcă îmi spune cum ar putea fi camuflarea conturul ochilor cu această cremă. Și când o aplicăm iarăși în jurul ochilor, vom masa-o leger. Și cât el se masează, el va lua culoarea naturală a pielii. Vedeți cum iese? Așa. El s-a pus după culoarea pielii. Deci este un produs care eu îl folosesc practic zilnic, de obicei câteodată pot să evit folosirea concealerului, deoarece el este și hidratant și camuflează. Este un produs care eu îl apreciez foarte, foarte mult și îl folosesc, cum am spus, în timpul zilei. Seara, în general, vin cu o tratare, adică dimineața prefer hidratarea pielii și seara, după ce fac rutina mea cotidiană, adică curățirea, demachierea, curățirea și folosirea cremelor de seară. Eu folosesc, chiar și de la Herborian, folosesc crema care tratează ridurile, deoarece eu deja am nevoie de cremă antirid. Și iarăși, de asemenea, aplic în trei părți a ochilor, în partea exterioară, la mijloc și la interiorul ochilor și puțin sub pleoapă. Aplicăm lejer, tapotând în jurul ochilor, fără să venim cu mișcări bruște, nu frecăm în jurul ochilor, trebuie să fie o aplicare gingă și tapotând și masând această regiune a pielii. Este foarte important nu a folosi mult cremă, deci un grăuncior de orez este suficient și venind tapotând cu un masaj lejer pentru a penetra crema. Cam acestea sunt cremele care eu le folosesc la momentul actual. Sper că v-a plăcut acest video. Vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem data viitoare!